Vineri, la sediul Pogani al Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu din municipiul Drobeta-Turnu Severin, a avut loc un eveniment intitulat Nocturna Bibliotecilor. Într-un cadru feric de toamnă, copiii însoțiți de către părinți au venit pentru a citi, a se juca, iar surpriza fiind reprezentată de sculptarea unui dovleac. Ce știți voi despre dovleac? Ia să vedem, știe cineva să-mi zică informații despre dovleac? Are multe semințe care se pot folosi pentru a se reproduce. Curtea casei Pogani a Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu, Mehedinți, a găzduit pe cei ce au dorit să participe la evenimentul intitulat Nocturna Bibliotecilor, eveniment ce face parte din campania de activare nocturnă a bibliotecilor, inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și sprijinit de Consiliul Județean Mehedinți. Nocturna Bibliotecilor, spuneți-ne mai multe detalii. Da. Nocturna Bibliotecilor este un eveniment național al bibliotecilor publice din România și al bibliotecilor publice din Republica Moldova. Proiectul este inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice în România, din România, iar noi îl realizăm în parteneria cu aceștia, dar și în parteneria cu Consiliul Județean Mehedinți. În ce constau activitățile? Suntem astăzi în Casa Pogania Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu și vom avea activități practice care au ca tematică toamna, vedeți și decorul că este realizat în ton cu toamna, iar copiii, pe lângă activități practice, vor lectura cărți cât de mult, cât de târziu. Avem și un film despre județul Mehedinți, realizat printr-un proiect al Consiliului Județean Mehedinți, iar părinții vor participa, bineînțeles, la activități cu copiii, trebuie să-și reamintească și ei că au fost copii cândva și să intre în rolul de copil astăzi. Sunt, cred că, peste 50 de copii, îi așteptăm în continuare să mai vină și nu avem timp de plecare. Deci vom pleca de la bibliotecă în momentul în care pleacă ultimul copil, 10, 11, 12 noaptea, când se vor plictisi și le va veni somn. Copiii însoțiți de adulți au petrecut o seară minunată la bibliotecă, participând la diverse ateliere cu activități practice sau vizionând un film despre frumusețile Mehedințiului. Văd că ai venit la Nocturna Bibliotecii. Sunt foarte mulți copii aici. Ce activități o să faceți voi? Păi am înțeles că o să ne jucăm jocuri și o să desenăm dovleci. O să desenăm, o să ne uităm la un film, o să spunem poezii, diferite activități. Ai mai participat la astfel de evenimente? Da. Păi nu este prima dată pentru... Nu este. Ce părere ai despre această activitate? Am o părere extrem de bună. Ai vrea să se mai organizeze astfel de evenimente? Da. Ce o să faci tu în această seară? O să desfășurăm diferite activități. Dovleacul a fost vedeta activităților, astfel că părinții și copiii au participat împreună la un atelier de realizare a felinarelor din dovleac. Ia uitați, așa arată sămânța de dovleac, are un veniș alb și în interior are un miez foarte gustos și foarte sănătos. Din aceste semințe, ce se mai poate face? La ce le mai putem noi folosi? Ulei? La ulei, bravo! Această seară. Și ce îți place cel mai mult? Vom desena, vom spune poezii, vom urmări un film și cel mai mult îmi place că putem să citim și cărți. Desena, vom spune poezii și cel mai mult îmi place că o să citim. Elevii clasei a treia de la școala gimnazială Regele Mihai I au participat la evenimentul național Nocturna Bibliotecilor, organizat la Casa Pogani a Bibliotecii Județene I.G. Bibicescu, care și-a surprins vizitatorii cu activități inedite. În parteneriat cu Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu, școala gimnazială Regele Mihai I participă astăzi la activitățile inedite organizate cu ocazia acțiunii din această seară și anume Nocturna Bibliotecilor. Am înțeles că organizatorii ne așteaptă cu multe surprize inedite, vor fi ateliere de practică, copiii vor învăța să sculpteze în dovleac, de fapt dovleacul este și tema acestei acțiuni. Atelierul practic intitulat Toamna le-a stimulat elevilor creativitatea prin intermediul activității cu dovleci. Ca în povești, dovlecii s-au transformat în funcție de imaginație în personaje. La rândul lor, elevii le-au pregătit organizatorilor o surpriză. Au recitat poezii dedicate anotimpului toamna. Sfârșit de toamnă de Vasile Alexandrei.
Oaspeții casele noastre, cu costă și rândunele, părăsită valori cu bul și a fugit de zile rele. Lasă-mi toamnă, pomii verzi, uite, ochii mei ți dau. Ieri, spre seară, vântul galben, arbori în genunchi plângeau. Lasă-mi toamnă, cerul lin, fulgeră pe frunte mie. Asta noapte, zarea în iarbă, încerca să se sfâșie. A sosit toamna cețoasă, frunzele au ruginit, vremea este răcoroasă, florile s-au vestejit. Ploi mărunte încep să cadă, dealurile sunt pustii, s-a sfârșit și din ogradă jocurile de copii. S-a copt toate fructele, gutui, nuci și pere, struguri, prune, mere, toate noi le-am adunat să le avem pentru iernat. Toamna de Octavian Goga, văl de brumă argintie, mi-a împodopit grădina, tufelor de lămâiță li se uscă rădăcina, peste crește de dumbravă, norii surii își poartă plumbul, cu bodoaba zrențuită tremură pe câmp porumbul. Sunt acum struguri și mere, dar nu mai sunt rândunele. Multe flori sunt vestejite, frunzele sunt gălbenite. Iar pomii rămân goi, s-a dus vara de la noi. Păsărele le-au plecat, frunzele s-au scuturat. La finalul acțiunii, copiii au putut să guste din delicioasa dulceață de dovleac, pregătită de către gazde, și au putut urmări un film despre frumusețile județului Mehedin.